este floarea dorului și am cules-o viorea, la 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 la, să-i o dau la bădița, la 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 la. Haideți să aplaudăm, copii. Luăm telefonul, după care cântă Paula. Alo? Nicușor. Alo? Nicușor. Nicușor. Nu ne aude doamna sau domnul, nu știu ce se întâmplă. Alo, bună seara! Rugăm colegii din regie să îi spună să vorbească. Noi ascultăm. Stai. Ieșiți amândoi. Așa, ieși până pregătesc. Alo? Da. Alo, bună seara! Bună seara, nu m-am picat copiii lângă mine. Haideți aici. Sunt din Statele Unite. De-aia nu ne auzim. Sunt mămica a două domnișoare frumoase, surorile Panta, care momentan se află acum în studio cu dumneavoastră, doamna Cornelia. Hristos a înviat! Vreau să fac o dedicație în special pentru ele, pentru rezultatele deosebite pe care le au la învățătură, mai ales lui Adina, că se apropie ziua ei de naștere în data de 9 mai, la fel și pentru Florina, care și-a sărbătorit ziua de naștere în 28 decembrie. La fel o dedicație aș dori pentru mama mea, Ioana Boșca, și pentru tatăl meu, Grigore Boșca, și nu în ultimul rând bunicilor mei de la Șieuț, Emil și Ana Pantea. Mulțumesc foarte mult. Dacă mai puteți sta puțin la telefon. Le mulțumesc. Nu știu dacă ne aude, doamna. Celor care și-au adus aportul în educația lor, în special doamnei Cornelia, în special domnului colonel Alchiudean și tuturor profesorilor care se ocupă de ele la Școala Generală numărul 4. Vă mulțumesc foarte mult și o seară cât mai plăcută. La revedere. Acum vă spun surpriza, eu știam de dimineață. Doamna a găsit emisiunea pe internet. Da. www.astv.ro. Mâine o să fie postată emisiunea, probabil o să o vadă și dânsa. Un mesaj de la fete pentru mamă, așa peste ocean. O iubim foarte mult și ne este dor de ea. Haideți să cântați o strofă din o strofă. Nu mă împing, să văd dacă merge microfonul albastru. Le dau, merge? Nu știu. Da? Merge? Dă microfonul albastru. Nu mă împing, doamna de la telefon, care aici, vă rugăm să așteptați. Începeți. Mamă, dornesc împărat, umblă tot mereu prin sat și vine la noi la poartă, pe-amândouă ne așteaptă. Mamă, dornesc împărat, umblă tot mereu prin sat și vine la noi la poartă, pe-amândouă ne așteaptă. Intră dor de mamă în casă și stai lângă noi la masă, să-i scrie mami scrisoare că la depărtare mare. Mulțumim! Bravo! Alo! Alo! Bună seara! Bună! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Vreau să spun și eu doamnei, lucrez Cornelia Iardelian, un sincer la mulți ani. Mulțumesc! Multă sănătate, să mai poate să ne încânte cu vocea minunată a dânsei. Mulțumesc! Să mai poată cât de mulți copii să pregătească și de acum înainte. Să dea Dumnezeu! Și sănătate, că asta e cea mai importantă. Vă mulțumesc din suflet! Menuți emisiuni cât mai frumoase. Mulțumesc! Iar pe această cale vreau să mă las să-i urez un sincer la mulți ani cumnatului meu, Simi Ciuruș, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă, din partea cumnatei, a fratelui și a nepoților, familia Ciuruș de la Beclean. La mulți ani și din partea noastră. Doamne, și din partea noastră, sănătate multă. Este mama Florinei Ciuruș. Da? Da. O salutăm și pe Florina. Mulțumim și noi vă salutăm și vă dorim tot ce e mai bun pentru dumneavoastră și familia noastră. Doamne, mulțumim, toate cele bune. O să ne iertați că nu o să putem lua telefoane așa câte ar dori telespectatorii. Telefonul sună într-una. Acum ascultăm pe Paula cu melodia care ne-a promis-o. Paibolă de oasă, eu mă culc, ea nu mă lasă, dorule.
ne piedică. Ai, la 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 la. Mă duc să mă încin, fusul strigă că-mi ni plin dorule. De mă duc pe la icoane, iată furca bate-o, Doamne, dorule. Ori de ori făcu rău, că stătă de capul meu. Ai, la 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 la. Țâie măi muiere, că după popa oi mere, dorule. Du-te zău bărbat-e-n tinder și te uită sus la grindă, dorule. Că eu pui ca și-un cocoș și-mi ni le scoboră jos. Ai, la 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 la. Le presară cu sare și le trage într-o frigare, dorule. Și le unge cu slănină ca să meargă la inimă, dorule. Și te dupe șel pe rău până-i da de un făgădău. Ai, la 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 la. Până-i da de un făgădău, că acolo-i leacul eu. Ai, la 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 la. Mulțumim, mulțumim. Haideți aici lângă noi, haideți aici lângă noi voi, pentru că oricum acolo, o să urmeze un alt cântec până mai luăm un telefon. Vreau să vă întreb care este primul copil care a venit, adică cel mai înaintat. Cristina, tu ești? Cristina, da. Da? Cristina. Da. Cristina. Cristina. Pentru că generațiile cresc, pleacă, se duc la școală mai departe, până în clasa 8-a vin. Pe urmă, sigur că mergând la liceu, deja e foarte mult de învățat. Și știu nu că mai la liceu acum cel puțin aveți două fete, dacă nu mai multe, pe Paula Tănase, a folat dumneavoastră, nu? O perioadă? Da, Paula Tănase și Ersilia Pop. Da. Ele mâine au Olimpiada, faza națională a Olimpiadei de muzică se desfășoară la Bistrița. Aproape 500 de elevi din toată țara vin. Le uram succes, ele sunt pe partea folclorică. Sigur, cu siguranță vor lua examenele pentru că sunt și talentate și fete serioase. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Eli Lupșan sunt. Menut, vreau să te felicit în primul rând pe tine, pentru că în momentul în care mi-ai fost elev, nu m-am așteptat niciodată că o să faci o treabă atât de bună în a păstra tradițiile noastre. Atâta engleză știam, dar măcar mă pricep la partea asta altă. Cât de cât. Vreau să felicit și pe Tușa pentru tot ceea ce face pentru acești copii și vreau să vă spun că cel mic, Tudor, suferă foarte mult că nu este acolo alături de voi. S-a hotărât. Sper că la următoarea emisiune să-l invitați și pe el, chiar dacă nu are răbdare. Cu drag. Eu sper că s-a hotărât să vii. Sunt foarte mândră de el, îi place foarte mult folclorul și să danseze și să cânte și sper să păstreze tradițiile așa cum o face întreaga mea familie. Vreau să spun că Viorelia Voicuța Eli, cea de la telefon, a fost prima dintre membrii grupului Doinița. Da, deci vă așteptăm în studio atunci. Poate facem așa o reuniune cu toți, dar trebuie în etape, că nu încap toți în studio. O reuniune de familie. De familie. Da, păi dacă venim toată familia, să știi că tot cam atâția suntem care cântăm și jucăm. Mulțumim pentru telefon. Mulțumesc și eu și mult succes mai departe. Mulțumim. Doamna profesoară, a încercat să mă învețe engleză, însă eu engleză mai puțin. Urmează Violeta. Violeta, spune-ne și tu, de cât timp ești tu la cercul militar? De 2 ani. De 2 ani? Da. Și? Îți place? Da. Te duce de aici? Te-ai apucat de muzică ușoară sau de... Nu? Nu. De unde ești deloc? Din Caila. Din Caila? Da. Și ea și Răzvan este din Caila și Camelia. Bujor de aici este tot din Caila. Cine mai este? Nu mai este din Caila. Avem copii din toate zonele. Da. Luăm un telefon după care o să ne cânte